Și bineînțeles să amintim și câteva titluri care au apărut în ultimul an în cadrul colecției Bass în 2. Doi autori foarte dragi mie pe care aș vrea să-i amintesc și celelalte titluri le va aminti și Gabriela. Este vorba despre soții Herbie Hendrix și Helen Hunt. Primește iubirea pe care o dorești și dăruiește iubirea care vindecă. Două cărți admirabile în care cei doi psihoterapeuți vorbesc despre o teorie importantă care se aplică în ședințele de terapie de cuplu. Este vorba despre imago. Gabriela. Bună ziua! În acest moment vorbim, la standul editurii Herald despre colecția Bass în 2 și despre cartea pe care noi am lansat-o acum recent, Reconstrucția, care este o carte pentru să-ți reconstruiești viața după divorț sau despărțire. Colecția Bass în 2 acoperă în momentul acesta la noi în țară, pentru că de cele mai multe ori în străinătate au apărut cărți absolut geniale despre relații și despre cuplu și despre cum să-ți rezolvi problemele în cuplu, cum să gestionezi relațiile de cuplu. Dar în acest moment, colecția Bass în 2 acoperă un teren oarecum destul de vid așa în spațiul editorial românesc. Nu sunt foarte multe edituri care au abordat problema relațiilor. Foarte puține acum încep să scoată cărți foarte bune despre relații și să aducă pe piață titluri bune. Colecția Bass în 2 are în portofoliu autori ca Stan Tenkin, ca Harriet Lerner. Care pentru mai bine de 20 de ani a ținut multe seminarii pentru cei care treceau prin momentele dificile ale unei despărțiri și îi ajutau să-și reconstruiască viața. Este vorba de Bruce Fisher, ajutat în această ediție a cărții de editorul Robert Alberti, care îl ajută de fapt să scrie cartea mai mult decât este terapeut. Despre cum să ne gestionăm viața împreună cu ceilalți. Nu neapărat viața de cuplu, așa, cât relații în general, fiindcă ne naștem în relație, creștem în relație cu cineva și avem nevoie de relații pentru a exista și pentru a ne simți împliniți în viața noastră așa cum este ea, că ajungem să avem o relație de cuplu stabilă, că avem mai multe relații succesive care se sfârșesc la inițiativa noastră sau nu, sau că ajungem la bătrânețe și suntem mai mult singuri. Întotdeauna suntem, de fapt, într-o relație și viața de cuplu ocupă acea dimensiune majoră a vieții noastre. Relația noastră de cuplu este zona în care de cele mai multe ori ne definim ca personalitate în viața adultă, în afara vieții sociale, în afara slujbei și a vieții profesionale. Relația de cuplu este zona în care ne definim ca personalitate, depășim cele mai multe neajunsuri pe care le descoperim la noi înșine și foarte bine spune Herbie Hendrix, ne vindecăm. Zona de relație, partenerul nostru, că suntem straight, că suntem gay, partenerul nostru este cel care ne ajută să ne vindecăm. Relația în care intrăm, de cele mai multe ori, nu este una pe care ne programăm. Ne gândim, eu am să mă căsătoresc cu o doamnă blondă, înaltă, frumoasă, care o să-mi îndeplinească toate dorințele și o să fie, o să-mi asigure fericirea de plină. Așa ne gândesc, dar nu așa se întâmplă. Venisă partea proastă e că exact, visăm.
viața mea. Deci viața? Dar, și așa ajungem să trebuiască să ne reconstruim. Cred că cumva facem microfonie. De obicei, viața de cuplu nu este așa cum ne-am programat-o. Nu e așa cum ne-au programat-o părinții noștri. Așa cum ne-am programat de acolo, din relația cu ei, ce am văzut la ei. Da. Și de obicei depinde de nevoile pe care nu le avem împlinite în viața noastră, în copilăria noastră. Așa ajungem într-o relație cu un partener de la care așteptăm, de fapt, să ne îndeplinească nevoile din copilărie. Și această reconstrucție pleacă de la aceeași idee. Întrebăm de ce s-a terminat relația noastră. Vine imediat următoarea întrebare. Dar de ce a început? Unde a început relația noastră de cuplu și cum am ajuns în relație cu o persoană care în cele din urmă a ajuns să mă dezamăgească sau pe care eu am ajuns să... Păi, cred că e chiar în cuvântul dezamăgire. Știi că dacă nu ne-am fi amăgit că persoana respectivă e într-un fel anume, dacă nu mă amăgesc, n-am să ajung niciodată dezamăgit. Și atunci cred că de acolo ar trebui să începem să ne îndrăgostim de persoana care este o persoană la care am visat. Și cam spune acolo, spun autorii în carte că reconstrucția asta, reinventarea mea, este de fapt drumul către mine să pot să înțeleg ce aș dori, ce n-aș dori, să fac pace cu toate. Și asta se poate întâmpla cu aia 19 pași făcuți, parcurs cumva către tine. Da. Cartea Reconstrucția este într-adevăr bazată pe modelul lui Bruce Fisher, pe care el l-a dezvoltat timp de 20 de ani în seminarii cu oameni care au venit cu diverse probleme, că s-au despărțit, că și-au pierdut soțul, au venit în urma unui divorț, mai mult sau mai puțin zgomotos, cu mai mult sau mai puține probleme legate de partaj, de împărțirea copilului și în cele din urmă el a dezvoltat acest model în 19 pași, care se bazează foarte mult pe modelul doliului, pleacă de la modelul doliului, în care spunem că la început negăm, ne înfuriem până ajungem să acceptăm, dar ce facem cu acceptarea? Acceptarea nu este ultimul pas, ne zice Bruce Fisher, și dezvoltă acest model în 19 pași, care să ne ducă de la acceptare către a ne reconstrui propria viață și a urca muntele acela către a ajunge să trăim și în relație cu noi înșine și nu numai în relație cu ceilalți. Parafrazând ce a spus puțin mai devreme Gabriela, de ce a început totul și de ce s-a terminat, imediat după separare și divorț, întrebarea cu care începem să reflectăm asupra propriei noastre vieți este de ce ar trebui să se termine. Autorii cărții de față ne îndreaptă însă atenția imediat către o altă întrebare care ascunde adevărul și răspunsul cumva la prima. De ce a început totul? Pentru că, exact cum spunea și Ligia, e posibil și nu că e posibil, așa stau lucrurile, în faza de îndrăgostire, când noi proiectăm foarte mult asupra celuilalt, e un drog. Aceste proiecții practic determină și un șir de așteptări. Dacă n-ar exista poate aceste proiecții și așteptările ar fi mult mai mici, probabil că... Sau deloc, dar deloc chiar nu este sănătos. Nu este sănătos, e imposibil. E imposibil. Aștept ca celălalt să-ți facă bine, să te iubească, să te simți bine în relația. Deci așteptările sunt normale, dar trebuie să fie corect. De ce am început? De ce s-a terminat? Pentru că asta era întrebarea. Pentru că cunoașterea apare de multe ori la finalul relației. Pentru că oamenii nu se cunosc, se îndrăgostesc, se trebuie să se îndrăgostească de cele mai multe ori. Iar dezamăgirea nu este, adică e în două părți, e dezamăgirea față de celălalt
un teatru terapeutic de proiecția traumelor și așteptărilor din copilărie și începe competiția de multe ori. Că apoi omul zice, dar nu mă iubește așa cum sunt. Și de cele mai multe ori drăgostirea nu ne arătăm așa cum sunt. Avem un eu idealizat. Este un proces de autohipnoză și de hipnoză reciprocă, pe care după aia realitatea relației cu pragmatismul începe să se vadă adevărul. De ce ne despărțim? Pentru că de multe ori nu ne cunoaștem cu adevărat. Ne mințim și ne automințim. Și pentru că de multe ori depinde acum de la caz la caz, de vârstă, de context, de multe ori oamenii se căsătoresc, avem în moment, că vor un copil, că vor securitate financiară și nu-și negociază corect așteptările. De ceartă sunt banii și sexualitatea. Așteptările femeilor cu privire la confort material sau ambițiile în cuplu, care nu sunt, nici nu și le verbalizează față de partener, de multe ori fiecare se dă mai mult decât ceea ce este. Sunt planul și imaginație și apoi relația e statistica realității. De asta se despart oamenii, că unul nu-și conștientizează așteptările, doi nu și le comunică și apoi începe competiția. Dar ai făcut aia, tu n-ai făcut aia, apar copii, apar predicele, devine din ce în ce mai complicat. Putem să vorbim despre putere, despre luptă? Nu, în, relațiile sunt despre putere. Nu, trebuie să vorbim relații. Despre reconstrucție, nu despre ce. De fapt, despre asta este vorba. De ce ne îndrăgostim, știm toți. De ce ne despărțim, majoritatea dintre noi, din păcate, am aflat. Dar sunt oameni ăștia care au scris 19 pași concreți, în care eu nu credeam, că nu cred că există chiar soluții așa de genul rețetă de bucătărie. Dar ăștia chiar sunt 19 pași care te pot ajuta să te înțelegi mai bine și atunci, exact cum spune, data viitoare o să poți să comunic autentic cu viitorul meu partener. Dar pentru asta trebuie să te cunoști pe tine, sigur, da. Și să-ți recunoști anumite lucruri. Da, să te cunoști și să-ți recunoști niște lucruri. Dar Frederic Lechtever, în cartea Dragostea de la 3 ani, spunea că în prima dragoste căutăm pasiunea, în ultima căutăm cunoașterea și adevărul. Și cam asta se întâmplă. Important e să ne prindem că e ultima. Care e ultima? Păi nu știi când e ultima, decât că e prea târziu. Deci atunci când atingi cunoașterea, ai o certitudine că va fi ultima. Cumva, știi? Ligia, cu atenție deosebită o acordă autorii, cei doi autori ai cărții, copiii. Mai bine căsătoriți și cu certuri sau mai bine divorțați? Cum e mai bine pentru copii? Îi afectează tensiunea din familie chiar și atunci când nu ne certăm în fața lor? Ei simt acest lucru? Cum ne dăm seama ce e mai bine pentru ei? O, Doamne, e și prea multe. Da, sigur, copiii întotdeauna vor fi influențați. Hai să nu zicem afectați. Dar influențați cu siguranță de tot ce se întâmplă. Noi, dacă suntem într-o relație care este disfuncțională, este disfuncțională pentru că am fost influențați și afectați de relația părinților noștri. Am căpătat niște modele care ne-au... acolo, ca niște softuri pe hardul nostru, s-au instalat și am, văzând în fiecare zi un anumit tip de comportament la părinții noștri, am zis, păi, dar înseamnă că așa trebuie, acum ce să-mi vină mie alte idei? Așa trebuie. Așa trebuie să ne certăm, așa trebuie să fim în competiție, așa trebuie... Așa e iubirea. Ca să nu mai zicem în modelele alea total disfuncționale sau când vorbim de traumă, bă, dacă mă bate și totuși eu știu că mă iubește tata, păi și bărbatul la fel. Clar, dacă mă bate, ăla e. Ceea ce este total greșit, dar aduce foarte multă traumă la nivelul societății. Pentru că noi suntem interconectați și interdependenți, chiar dacă nu ne dăm seama. Și atunci trebuie să ținem cont de fiecare fiecare om pe care îl vedem într-o anumită situație delicată. Dacă vedem un copil că e lângă niște oameni care se ceartă, poate putem interveni să le spunem, ei, haideți să faceți ceva, dacă nu pentru voi, măcar pentru copiii ăștia. De multe ori funcționează și în terapie. Nu vrea mama să se schimbe pentru ea, îi spui, da, dar decât să stea și copilul tău peste 20 de ani pe scaunul pe care tu stai acum, mai bine schimbă-te tu și viața copilului tău va fi într-un fel anume.
răspunsul la întrebarea ta este da, sunt afectați. Dacă avem de ales așa între alb și negru, decât să stea copilul într-o familie disfuncțională, sau cât de mai mare e răul făcut dacă e dintr-o familie de divorțați, dacă ar fi să împărțim, dar e forțată chestia asta cu să le împărțim așa, da, mai bine din familie de divorțați. S-ar putea ca cei doi oameni care sunt părinți să fie mai buni părinți dacă nu sunt în cuplul respectiv. Că se duce tensiunea de acolo, să mai limpezez la cap și capătă și niște timp pentru copilul, copiii aceia. Dar altfel, dacă ei continuă să stea în relația aia disfuncțională, în care suferă, ferească Sfântul de anxietate, depresie sau ambele, mai au timp să-și crească copiii. S-ar putea ca despărțiți să fie mult, mult mai de folos copiilor lor. Din păcate, asta e o realitate. Există și o sintagmă. Părinți împliniți, copii egal copii fericiți. Cristiana, în modelul lui Fisher, testat prin studii și confirmat în urma numeroaselor seminarii organizate de autor, așa cum s-a specificat puțin mai devreme, sunt 19 cărămizi, aș spune, 19 pași ai reconstrucției. O mare parte dintre ele se referă la gestionarea sentimentelor dureroase, cum spunea și Gabriela puțin mai devreme, furie, de fapt negare, furie și așa mai departe, până la acceptare. Dar recunosc în multe dintre ele invitația la reconstrucția propriei personalități. Deci ce se întâmplă după doliul post-traumatic. Cumva trenul către o viață de cuplu sănătoasă trece prin stația mi-e bine cu mine însă, nu mi-e frică să fiu singur, pentru că se poate întâmpla în anumite relații să existe și relații de dependență sau de codependență, da? Obișnuința cu acel, îl punem în ghilimele, rău, cu acel partener, exact, cu acel partener, da? Pe modelul pe care noi l-am primit, să spunem, de la părinții noștri, pentru că vorbim despre alte tipologii, vorbim despre altă cultură în care poate despărțirea divorțului era stigmatizat și atunci preferau să rămână în continuare, de regulă se spunea de dragul copiilor, în acea relație toxică sau disfuncțională. Da, consider că această carte nu este musai despre divorț și despre reconstrucție după divorț. Este despre cunoaștere de sine. Toate pornesc de la noi, sau mă rog, ca să spun așa, pornesc din familie și e nevoie să ne întoarcem în familie. Să vedem ce tip de relație am avut în familie. Cum au spus și colegele mele înainte, prima relație este relația cu mama. Să vedem ce tip de atașament legat de mamă, legat de tată. Dacă ne uităm la poporul nostru, tipul de atașament nu este foarte sigur. Și atunci relațiile sunt cum sunt. După mine, cartea nu este despre neapărat despre... Da, este și despre durere, dar este mai ales despre cum pot să fac să nu ajung acolo. Este despre pașii de doliu. Până la urmă, cele 19 cărămizi nu vorbesc decât despre procesul de doliu și furia e o bucată importantă din procesul de doliu. E vorba despre tristețe, despre asta cu sine, până la urmă, și de a trece prin doliu. Pentru că metoda clasică este să trecem peste. Cea mai ușoară formă de a trece peste e printr-o altă relație sau, eu știu, sigur, o dependență sau, eu știu, prea mult ortocolism. Normal, ortocolismul este o dependență. Deci modul de a trece prin acest proces este să-l simțim. Este dureros, dar dacă îl facem acum, nu o să vină peste noi mai târziu o depresie sau un atac de panică sau ceva și mai rău. Și atunci, da,
adevăr e despre sine, dar ca să ajungem la noi, e nevoie să stăm cu noi, știm să stăm cu noi, pentru că dacă n-am avut o relație de atașament sănătoasă, nu prea știm să stăm cu noi. Ca să putem să stăm cu noi, este nevoie întâi să stăm într-o relație de atașament sigură. Dacă n-a fost mama, poate să fie altcineva, poate să fie un prieten, poate să fie un terapeut, un consilier, un mentor, da? Și cei din carte cam asta spun, de a sta cu noi și apoi de a intra sănătos într-o altă relație. Cam ăștia sunt pașii. De fapt, după mine e surprinzător. Titlul e așa cum e, dar e vorba despre noi, despre cum să creăm o relație sănătoasă. Sofia, autorii vorbesc la un moment dat, momentele respective din procesul de doliu, negare, furie, până la acceptare. Ce facem, de exemplu, cu relațiile tampon? Acele relații în care avem, să spunem, nevoie, o nevoie lăuntrică de a împărtăși, probabil, durerea noastră, și venim și spunem, ne destăinuim, ne confesăm, să spunem, unui potențial partener, bărbat sau femeie. Da, de multe ori e terapia indirectă pe care și-o fac cu mulți. Dar este sănătoasă acest gen de terapie, pentru că până la urmă, exact cum spunea și Cristiana, vorbim despre reconstrucția noastră, vorbim despre noi, să fim bine cu noi înșine pentru o perioadă de timp, ceea ce înseamnă a fi bine singuri noi cu noi, a ne regăsi, a ne redescoperi, până ajungem să nu ne agățăm de fapt o relație tampon pentru a merge mai departe. Acesta e principiul corect, practic. Stai după o despărțire, să înțelegi ce s-a întâmplat, să închizi rana, să te vindeci și apoi să fii o persoană care nu este o victimă care intră într-o relație. Pentru că dacă tu ești victimă, începe o altă dinamică în următoarea relație. Victimă-salvator. Și salvatorul se transformă în abuzator și victima se transformă în abuzator și este o altă dramă de cele mai multe ori. Dar majoritatea, cum spuneam, nu își iau timpul ăsta pentru că e atâta suferință și vor să-și umple spațiul, mintea, cu o altă persoană. Și de multe ori asta încep să facă. Ce mi-a făcut fostul, ce mi-a făcut fosta, și este o relație de vindecare, nevindecare, practic, accentuează suferința. Dar pentru asta trebuie să înțelegi să stai cu tine, să nu te mai arunci în diverse activități. Că nu e vorba doar relații. Oamenii se apucă de diverse, ori aventuri, ori gaming, ori sex, droguri, alcool, orice activitate, numai să-ți înnăpuci emoțiile. Și orice emoții reprimate, la un moment dat, vor exploda. Pentru că n-ai înțeles de ce. Ca să poți să treci de orice suferință, nu numai de suferința despărțirii, trebuie să înveți ceva din ea, să dai un sens suferinței. Și dacă nu faci asta, ești doar o victimă, ce mi s-a întâmplat, tot timpul sângerezi și cauți pe cineva care să compenseze pentru ce ți-a greșit fostul sau fosta. Ceea ce nu are cum. Ligia, cuplul Saru. Cuplul Saru. Partenerul a plecat, noi n-am înțeles nimic. Sau am înțeles prea puțin. De ce ne-am certat? Când s-a rupt relația? Când totul a devenit inconfortabil și dureros? Și lista poate continua. De relația noastră. Puteam face noi ceva? Ne facem un soi de introspecție și de autoanaliză. Facem cum spune Fischer... Asta e varianta bună. Da. Să te duci la terapie când trebuie. Exact. Asta e varianta bună că facem introspecția. Hai să... Așa. Facem cum spune Fischer, autopsia relației. Mulți rămân blocați în această fază de început al procesului de reconstrucție. Unii chiar, cum spuneam mai devreme, neagă suferința pierderii. Alții văd doar suferința pierderii. Cum ieșim de aici și cum putem găsi calea, cum spun autorii la un moment dat și folosesc această metaforă, să urcăm acel munte. Unii se mai pierd pe drum, o iau pe alte cărări. Majoritatea drumurilor sunt doi pași înainte, unul înapoi. Hai să fim serioși și cinstiți unii cu alții și cu noi înșine. Nu e, nimeni nu, niciun drum nu merge laser așa direct. Ne mai întoarcem.
întoarcem, ne mai gândim, ne mai aducem aminte că două borne mai încolo ne venise o idee, revenim. Cred că să învățăm să fim în solitudine, adică noi împreună cu noi, este un obiectiv bun. Și atunci n-am să mă mai simt singur, n-am să mai zic pe cine sun, unde mă duc, pe ce să fac ca să nu stau cu mine. Și dacă știu că stau în solitudine cu mine, atunci n-am să mă mai simt singur. Să fac din mine, din sinele meu, un partener de viață, este cea mai bună investiție. Asta da. E și o pledoarie la psihoterapie, cred că. Și asta, dar un pic mai concret, că solitudinea nu înseamnă că stau singur în casă. Practic, trebuie preocupări noi, trebuie să te reinventezi. Care să mă ajute să mă cunosc pe mine. Sigur că da. Să pot să mă vindec. Altfel, exact cum ziceai, o să fie acolo o rană cu o coajă și iar o să vină un cuvânt, un om, o întâmplare, o imagine dintr-un film, iar mi-o dă acolo, iar îmi rupe coaja și iar trebuie să-i pun un pansament. Și așa apar generalizările după aia. Toți bărbații sunt care n-au nicio legătură de fapt cu realitatea și așa ne ducem în consum de substanțe psihoactive, în sex ocazional, jocuri de noroc. Tot punem pansamente acolo. Și există riscul să petrecem ani de zile în acest tip de comportament care nu va duce la nimic bun. Când de fapt am putea pur și simplu să facem acest pas către noi, dar să ne facem doliu, nu să trecem peste, că nu suntem tacruzeți. Să accept suferința, că asta e problema. Și chestia asta cu să trec peste, deci nu mai îndemnați, vă rog, nici ceilalți. Nu-i mai îndemnați pe oameni să treacă peste, pentru că nu sunt tancuri rusești. Oamenii sunt oameni, deci trebuie să trec, să înțeleg ce mi s-a întâmplat. Nu pot să trec peste și să ignor de parcă, nu, mie nu mi s-a întâmplat chestia aia, să pun gunoiul după ușă, după care să declar casa curată. Trebuie să facem lucrul ăsta, dar este o dată pentru totdeauna. Orice doliu dus la bun sfârșit e o dată pentru totdeauna. Și de acolo, da, pot, e un moment de zero în care eu voi începe o altă viață, fără să folosim cuvinte mari. Noi nu vom mai fi aceiași. Dacă ne facem toată ruminația aceea, nu vom mai fi la fel. Și implicit vom deveni partenerul de viață bun. Adică, înainte să cerem altui om să ne fie partener bun de viață, noi trebuie să ne reconstruim și să fim noi înșine parteneri buni de viață. Că dacă voi fi un om care are o bubă ce în permanență trebuie îngrijită de către celălalt, n-am cum să fiu un partener bun de viață. E cam simplu, de fapt. Cristiana, care sunt pașii procesului de vindecare a rănilor emoționale? Mă gândeam la a merge prin doliu, dar mă gândeam că a merge prin doliu de separare cu un partener aduce cu sine și alte dolii. Și de foarte multe ori e nevoie să facem mai multe dolii, pentru că ele vin peste noi. O rană, nu e doar o rană deschisă, sunt mai multe rând deschise. Și nevindecate. Și atunci e nevoie să le luăm pe rând, facem o linie a vieții cu toate aceste dolii, în urmă pierderi nerezolvate, din trecut, poate nu numai din trecutul de copilărie, ci și din trecutul strămoșilor. Aici mă refer la genealogic și la traumele transgeneraționale, adică un demers foarte lung, în care e nevoie să le luăm pas cu pas, adică să trecem prin furie, să trecem prin tristețe, să trecem prin disperare. E dificil, punctul disperare e dificil pentru că pot să fie, mă rog, mecanisme nesănătoase în momentul acela, deci în disperare, mai ales dacă modul de relaționare nu este sigur. Apoi prin acceptare și apoi prin iertare. Iertarea nu se dă din prima. Știu, este simplu să spunem din mentalitate.
și asta cere timp. Nu suntem robotul Sofia, pentru că de foarte colegele vorbeau de faptul că drumul nu e linear. Nu este linear, nu suntem robotul Sofia. Probabil că robotul Sofia trece mai ușor prin dolii, nu știu. Sau, da, poate conștientizează niște, da. Și atunci e un zigzag. E o creștere, e o descreștere, cere foarte mult timp și pare așa, în societatea noastră de HD, eu așa îi spun societatea de HD și maniacal, modul ăsta de a sta cu noi e aiurea. De ce stăm cu noi? Pierdem timp. Dar e singurul mod de a crește, de a ne maturiza. Noi nu ne maturizăm decât prin suferință.